Părere aveți despre războiul din Ucraina? Ar fi bine să susținem... Am făcut doi ani în armată în Ucraina. Ar fi bine să susținem poporul ucrainean. Da, nu aș ca. Noi avem o petiție pe care o trimit către Radu Supremă, dar întâi vă citesc ce e scris aici. Vă scrim din Republica Moldova să susținem lupta Ucrainei pentru independență și suverenitate contra ocupației și dictaturii rusești. Recunoaștem că această luptă este necesară pentru ei și acordăm scut de protecție pentru Republica Moldova, cât și pentru Europa. Doresc colaborare strânsă între armatele noastre, Republicii Moldova și Ucrainei. Recunoaștem că avem un dușman comun care deja de 30 de ani a ocupat Transnistria, care este pământul Republicii Moldova, așa cum a anexat Crimea, Donețcul, Luganscul și Zaporoșul. Ce părere aveți dumneavoastră despre această petiție pe care noi o trimitem? Este doar o susținere morală pentru Ucraina. Dar despre aceste posturi TV care acum s-au închis, ce părere aveți? Trebuie să le să mai arăt eu s-o pot. Trebuie să măcar nu te... Eu și s-o pot, dar este nu știu. Vedeți că lumea este atrasă acolo, lumea spune de firmele care le arată acolo, dar pe lângă divertismentul care acolo este arătat, este foarte mult propagandă rusească, doar propagandă rusească. Lumea informându-se doar în limba rusă, nu poți face opinii, pentru că doar acolo privesc și nu privesc informații în alte limbi care diferă, de exemplu, de noutățile care sunt arătate acolo, de exemplu, că ucrainienii se bombardează singuri pe ei și așa mai departe. Adică sunt noutăți false, din cauza aceasta și au fost închise, nu din cauza... Ce depinde de noi, ei închid, ei deschid, eu și așa știu de noi. Noi suntem oameni mici de ei, presii. Avem la fel o petiție, presa Rusiei justifică războiul și agresiunea către Ucraina pe aceste posturi TV. Presa rusă denigrează refugiații veniți din Ucraina în urma acestui război. Creează un cult al personalității Putin. De exemplu, noi mergem prin localități rurale și multă lume îl divinizează pe Putin, că el este corect, că și așa mai departe. Așa de la dâns și noi la noi și lucrăm un și cât. De exemplu, ce părere aveți dumneavoastră despre oamenii rusofoni din Republica Moldova, care nici nu doresc să învețe limba de stat? Deja ei nu cunosc limba de stat și depind doar de informațiile care sunt pe posturile rusești. Dacă s-au născut aici, de ce să-i fugăriși la sus, treci el și noi. Da, dar cunoașteți că asta este o problemă la noi în societate, că oamenii de alte etnii din Republica Moldova, majoritatea nu cunosc limba de stat. Da. Și asta, și neavând alte surse de informații veridice, rezultă că mulți oameni sunt dezinformați. Și pe lângă asta, spuneți dumneavoastră, sunteți la curent cu războiul din Ucraina. Ei, nu mă văd în presă. Nu vă, dar cunoașteți despre sistemul nostru de apărare, despre armata noastră națională. Cum credeți? Nu avem nevoie de armată? Sau nu avem nevoie deloc? Avem nevoie de armată. Trebuie să știu, nu știu. Și cum credeți? Trebuie să fie modernizată, trebuie să fie dezvoltată sau e bine așa cum este? Trebuie să fie, să meargă doar pe lună. Dar ce părere ați avea despre aderarea la NATO, ca să fim apărați de către Organizația Tratatului Nord-Atlantic? Cum ar fi mai bine? Spot, așa. Sunteți de acord cu aderarea la NATO? Noi avem o scrisoare pe care o trimitem către deputații și ministrii din Parlamentul nostru, prin care spunem că dorim să aderăm la NATO și avem enumerate mai multe beneficii. În primul rând vor fi 30 de state aliate, cel din Uniunea Europeană plus SUA și Canada. Apărare colectivă în caz de atac, pentru asta este Constituția NATO, în caz că este una atacată, înseamnă că este atacat tot blocul și fiecare trebuie să vină în apărare. Securitate militară sporită, cooperare militară, antrenamente militare, tehnică militară modernă, armament militar modern și de asemenea efectivă este de 800.000 de militari în activ, plus 2,5 milioane de rezerviști. Deci este o armată foarte puternică și ar fi o oportunitate foarte mare pentru noi să aderăm la NATO.